remarcat și și-au dorit să facă o profesie din pictarea icoanei, înțelegând prin aceasta atât icoana portabilă, cât și frescă. Bine zis, chiar a unei iconărițe din Alba Iulia, acum câțiva ani, Ana Jilinski, inițiatoarea și participantă și colaboratoare de mult vreme a noastră, chiar într-o vreme coleg la muzeu. Alături în sală și mai ales în proiect sunt 12 artiști. Fiecare este o emblemă pentru ceea ce face. Sunt generații diferite, sunt stiluri diferite, sunt tehnici diferite. Ceea ce reunește însă și aici i-a reunit poate și mai mult, mai pentru că lucrând împreună, rugându-se împreună, au creat împreună icoane noi, a fost dorința de a ne sprijini să facem din acest nou muzeu o instituție care să aibă un cuvânt de spus în artă. La prima încercare de redare a chipului redat pe sticlă, am făcut icoana în manieră școlii de la Laz, școlii care eu o reprezint. Și am încercat să redau cât mai mult stilul centrului. Acum rămâne ca cei în domeniu să verifice dacă într-adevăr am reușit să... Las pe ceilalți, colegii mei, să facă și ei o icoană Sfântului Ștefan. Practic să mă bucur de ceea ce pot face ei și atunci asta a fost rețetă personală. E greu să o stare aparte, să faci o icoană, să faci o icoană? E și greu, e și ușor. Depinde de așezarea sufletească a fiecăruia, depinde de cât am putut să ne punem în traistă ca și cunoștințe tehnice. Pregătire minimală despre în cazul în care e o iconografie, să zicem, la debut, pentru că Sfântul Simeon Ștefan, tema manifestă. Cât mai mult să abordez tema, presupun un minim. Fura anumite tehnici pe care ei le știu deja și mie îmi sunt necunoscute. E o experiență foarte frumoasă și e binevenită această acțiune, această intenție de a arăta și publicului pasionat sau chiar și celui necunoscător ce este icoana și... Icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Nicula este fără îndoială cea mai cunoscută și mai cinstită din Transilvania. Mărturia întrupării lui Hristos și loc de închinare, icoana nu poate lipsi din peisajul cultural al Transilvaniei. Cum se pictează o icoană pe lemn? Mai întâi panoul, realizat cu grijă de templar, este pregătit pentru a primi stratul de culoare. Se îmbină cu clei, se acoperă cu o pânză în binările sau întreaga suprafață, se grunduiește cu un amestec de clei și cretă în mai multe straturi. Pregătit astfel pentru partea de pictură, urmează desenul, copiat sau realizat liber,
este urmat de auritură. Și urmează culorile din pământuri și oxizi metalici, amestecate cu apă și gălbenuș de ou, așternute în câmpuri, apoi se refac liniile desenului, și se adaugă succesiv lumini și umbre, până când veșmintele capătă volum și chipurile viață. Mesajul iubirii lui Dumnezeu pentru om și răspunsul iubitor al omului către Dumnezeu se reînnoiește cu fiecare nouă icoană.